Cei trei poznași. Într-o dimineață de iarnă cu multă zăpadă, în casa de la baza mărului, Martha Rabbit se grăbea foarte tare. Cucul nu o trezise cum făcea de obicei, așa că Martha întârzia acum la lucru. Cu puțin ajutor din partea pisicii Tabita, Martha porni curând spre pensiunea domnului Pitic. Odată pe săptămână gătea acolo feluri speciale de mâncare pe care domnul Pitic le servea la petrecerea zânelor. Iar astăzi era tocmai acea zi din săptămână. De ce nu ne-ai trezit de dimineață?" îl întreabă Tabita pe Cuc. Cucul a părut destul de bosunflat. "Nu mai trezesc pe nimeni, decât dacă mi se dă voie să zbor prin pădure. Am nevoie de aer curat și trebuie să fac mișcare." "Ah, bine atunci," râse delicat Tabita. "De ce nu ne-ai spus mai de mult?" Începând cu ziua aceea, Cucul le trezi întotdeauna pe Martha și pe Tabita la timp, înainte să pornească în zbor prin pădure. Când se întorcea acasă, aducea ultimele vești pe care le aflase în drumul lui. Nu departe de căsuța din măr locuiau trei șobolani poznași pe nume Negruțu, Maronel și Peticel. Într-o zi, Cucul îi auzi cum plănuiau să o jefuiască pe Martha atunci când avea să se întoarcă de la domnul Pitic. Întotdeauna acesta îi dădea o sacoșă cu mâncare când pleca de la el, iar șobolanii cei poznași voiau să pună laba pe aceste merinde. După ce Cucul îi spuse Tabitei ce auzise de la șobolani, merseră amândoi să-i spioneze pe cei trei. Îi văzu cărând o umbrelă plină cu zăpadă pufoasă și proaspătă pe care o agățară cu susul în jos de creanga unui copac. Șobolanii terminară destul de repede această treabă și se duseră acasă să aștepte lăsarea întunericului. După ce au plecat, Tabita și Cucul se ascunseră în copac. Când se făcu noapte, șobolanii se întoarseră, la timp să vadă pe Martha venind pe cărare. Când aceasta se apropie de ei, se ascunseră după copac. Chiar atunci, Cucul își luă zborul din copac, fâlfâind aripile în fața lor și strigând cât îl ținea pliscul. "Cucul ăsta o să ne dea de gol!" țipă Negruțul. Așa că el și ceilalți doi șobolani se repeziră să-l alunge. Când prinse momentul potrivit, Tabita răsturnă umbrela cu zăpadă peste ei. După o săptămână, Cucul veni acasă cu alte vești proaste. "Acum poznașii de șobolani au făcut un bulgăre uriaș de zăpadă," îi spuse el Tabite. "Vor să-l rostogolească peste Martha și după ce ea va cădea, să-i fure plaza cu mâncare." "O, nu," strigă Tabita, "trebuie să facem ceva." Conform celor stabilite, în acea seară Tabita se ascunse în apropierea bulgărelui uriaș de zăpadă. Puțin mai târziu, șobolanii se întoarseră plin de speranță că noul lor plan va fi un succes. Atunci când șobolanii văzură felinarul Martei licărind în depărtare, se grăbiră spre bulgărele de zăpadă. Dar Cucul zbură încă o dată în calea lor, făcând multă gălăgie. Toți cei trei șobolani uzbughiră să-l prindă pe Cuc, dar acesta își luă iute zborul. În acest timp, Tabita ieși din ascunzătoare și împinse cu putere bulgărele de zăpadă. Acesta o porni pe deal în jos, prinzându-i în calea sa pe Negruțu, pe Maronel și pe Peticel. Cât de uimită a fost Martha să vadă un uriaș bulgăre de zăpadă plin de șobolani! Săptămâna următoare, Peticel și Maronel începură să se vaite când Negruțu îi anunță că mai are încă un plan. Și de această dată Cucul îi auzi complotând cum vor împinge o sanie până în vârful dealului. "În seara asta," îi spune el Tabitei, "șobolanii ăștia poznași vor să-și dea drumul cu sania de pe deal și să-i fure din zbor Martei plasa cu mâncare." "Ba să vezi că n-au să facă asta," spuse Tabita îmbrăcându-și haina. Căută și găsi sania șobolanilor, apoi o legă bine de un copac cu o bucată lungă de sfoară. Seara, târziu, când o văzu pe Martha întorcându-se acasă, șobolanii împinseră sania, așa cum le era planul. Ajunseră la jumătatea drumului,
când flășc, toți trei se rostogoliră în heleșteul rece ca gheața. Șobolanii înotară până la mal și ieșiră uzlioarcă din heleșteu. De ce tot încercați să mă jefuiți? Îi întrebă Marta pe șobolanii care tremurau. Am rămas fără mâncare și ne e foame, răspunseră ei clănțănind din dinți. Marta nu mai zise nimic. Își deschise plasa și le dădu o franzelă crocantă, o roată întreagă de cașcaval și o prăjitură mare cu ciocolată. După ce au mâncat pe îndestulate, Maronel și Peticel îl certară pe Negruțu. Ne-ai băgat în atâtea belele degeaba, ziseră ei. Trebuia doar să rugăm frumos pe Marta să ne dea și nouă niște mâncare. Știu, chicotii Negruțu, dar n-ar mai fi fost atât de palpitant, nu-i așa?